Polițiștii vor aplica noi reguli pentru cei care circulă pe drumurile publice cu trotinete electrice. Aceștia riscă amenzi care pornesc de la 580 de lei dacă, de exemplu, circulă câte doi sau conduc pe trotuare unde nu sunt piste. În plus, cei care se vor urca de acum înainte pe trotinete sunt obligați să aibă la ei documente de identitate. Mai mulți oameni care se deplasează pe trotinetele electrice ignoră regulile de circulație. Aceștia sunt obligați să meargă pe pista de bicicletă, dacă există, și nu au voie să circule pe trotuar. Foarte bine, când într-o seară cu vreo lună și mai era zdeaunul, adică m-a și șters așa. Da, foarte bine, pentru că au viteză mare și copiii nu sunt atenți. Aici e necazul al mare, dacă ar fi mai... dar n-ai ce să-i faci, asta e vârsta. De asemenea, este menționată interdicția conducătorilor de trotinete de a circula cu acestea atunci când se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive sau de a circula cu trotinetele electrice atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă. Pe trotuar, într-adevăr, e cam pericol, că sunt și bătrâni, sunt și copii și nu prea e bine. Ai un copil, mai treci cu vederea, că e copil, dar ai bătrân, nu. Ai bătrân, ar trebui să circule pe stradă, pentru că strada e vorba aceea, pentru ai bătrân. Copilul mai merge pe trotuar, cu o trotinetă, cu o bicicletă, că e admisibil, dar ai bătrân, nu. N-am nicio treabă, că și-o am o fată de 13 ani. Eu nu sunt de acord cu așa ceva, pentru că să spun de ce. Acum, nu știu cât timp în urmă, să fie 2-3 luni, nu știu, sigur, cineva mi-a spus că a dat peste o femeie pe strada mare cu trotineta. Iar eu când mă duc să iau pata de la școală, eu nu pot să iau, că mie mi-e frică, odată vine cu trotineta cu ăștia. Nu, dar așa ceva nu era înainte, nu se există așa ceva. Vedeți că trebuie interzise de pe trotuar. Dar nu se mai poate așa ceva, ori de tot. Nu, cum iasă gata, cât e de mic, îi iau trotineta, cum e mic, îi iau trotineta. Nu! Cum erau înainte, biciclete? Mă rog, dar ce n-ai picioare, că sunteți tineri, destul de tineri suntem. Dar nu se poate așa ceva, așa ceva de n-am văzut. Deci nu poți să te miști, deci și prin parc, unde mă duc cu pata. Eu sunt lângă Fântâna Tinziană, stau în centru, mi-e frică. Simplu face mami, zice, ne frică de ăștia, face că vine, își dă cu trotineta mine. Trotinetele electrice trebuie conduse numai pe un singur rând atunci când circulă pe drumurile publice, iar conducătorii de trotinete electrice au obligația de a avea asupra lor actul de identitate.